Salutări și bine v-am regăsit la un episod din 7 Days to Die. Bun, însă știu să ne terminăm aici mini bike-ul. Ia, punem motorul. Am găsit un motor de de calitate epică, aș te zice. Înainte aveam unul cu albastru și un lead car battery. Foarte șmecher. Și un lacă de ăsta care, mă rog, l-am găsit, hai să-l punem și pe ăsta. Și în momentul de față însă și ne-am terminat mini bike-ul. E șmecher, n-a fost foarte greu. Ia, îl putem repara? Ce-mi trebuie ca să-l repar? Îmi zice undeva, mă rog. Ia uite, mamă, hai să-l reumplem. 250, 250. Ok. Ia, ce mai avem pe aici? Putem conduce, vreau să văd. Ia, aș pune pe aici câte ceva. Aloe vera. Ia, o să încerc să fac un suc de la de aloe vera. Ia, stați așa. Aloe vera cream. Ok. Și băutura aia din aloe vera. Drink. Ia, stați. Recipe. Și ar trebui să-mi dea pe aici. Recipe. Sau nu. Sau nu, cred că asta era. Mă rog, am aflat și eu că există suc de aloe vera. Mamă, uite cât de șmecher. Ia. Ha! Mă, foarte șmecher, dar sunt aparte faptul că se mișcă foarte... Mamă, deci... Oh my god, deci se mișcă foarte ciudat jocul când sunt pe motocicleta asta și uite cum tremură. Ok. Dacă trecem peste faptul că se vede cam ciudat când mergi cu motocicleta asta, e destul de șmecheră. Ia, puteam să aprind și farurile. Mamă, cât de șmecher. Aha. Ia, vreau să încerc rampa aia pe care am făcut-o. Nu cred că o să fie bună. O să mai lucrez eu la ea, dar vreau să ne plimbăm cu minibike-ul ăsta. Am cutat că merge foarte sacada. De fapt, jocul mi se mișcă bine, doar că imaginea se mișcă ciudat. Ia. Yeah. Oh god. Bine că n-am stricat-o. You are taking trap damage. Ok, deci va trebui să ne reparăm chestia asta, dar ia așa. Repair. Nu știu ce-mi trebuie ca să o repar. Ia. Yeah. Fine, mini bike, durability. Mă rog. Bun. Momentan aș vrea să mă ocup de chestia asta. De exemplu, ups. Și mai fac și eu pe aici un nivel. Ia, hai să luăm de aici. Să luăm de aici partea asta și o să construim noi așa. Fără să se dărâme. Ok. Mamă, și mai trebuie ea. Wood. Care erau bucățile alea? Rampele. A, puteam scrie direct. Ramp? Wood ramp? Nu. Uite, wood frame ramp. Să facem 5. Foarte repede s-au făcut. Și o să le punem noi pe aici. Cred că le-am pus foarte bine. Ia stai. Mai punem și aici. Uite cam așa. Doamne, sper să meargă. Și am găsit și pickaxe-ul ăsta într-o mașină. Deci când am fost eu să caut baterie de aia roți și ce mai trebuia pentru mini bike pe care nu mai știu unde l-am lăsat. Uite-l aici. Am găsit într-o mașină târnocopul ăsta și prima oară m-am mirat până mi-am adus aminte că mama are un târnăcop în mașină. Îl ține în portbagaj. Nici ea nu știe de ce l-are acolo, dar mama are un târnăcop și îl ține în mașină. Asta e toată faza. Am zis ok. Ops. Ok, deci acum trebuie decât să nimeresc rampa aia. Mamă, nu cred că o să-mi placă să merg prea mult cu scuterul ăsta. Ok, ar trebui să-l mai optimizeze la faza asta. Ia. Vom reuși?
A mers! Ok, deci putem să-l ducem... What? Ok. Eu da, am căzut... What? Ok, mă rog. Va trebui să avem grijă la faza asta. Și am cam bugat puțin jocul. Da. Ok. Iar trebuie să mai repar pe aici, știu că spărseră zombie zidul. Și a trebuit eu să-l mai, a trebuit să-l mai refac și să-l repar. Untouched. Mamă, ce avea asta la el? Holy shit, 20 de glanțe de sniper și 14 de shotgun. Mamă, și eu nu l-am lootat, l-am lăsat aici. Jesus. Ok. Asta chiar a fost o surpriză plăcută. Mă, păi în cazul ăsta... Serios, nu mai am lemn. Ok, se pare că mi-am cam irosit lemnul. O să las să mai tai o copaci. O să-l iau pe ăsta. Pe acesta. Ok. Și hai să mergem la airdrop-ul ăla. Era un airdrop aici. Nu foarte departe, dar nu mai știu. A, uite-l aici. Deci, în direcția aia, ok. Cred că au și un zombie. Dar hai să mergem să luăm airdrop-ul. Nu putem să luăm prea mult la deal. Ok. Nice. Și să văd ce fac ca să repar chestia asta, că i-am cam dat damage din greșeală. Și totuși e destul de rapid scuterul ăsta. Și câteodată pare să se miște în lag, cu toate că sunt pe single player. Ok. Mamă, știu că atât am pățit să intru cu scuterul ăsta în apă și a trebuit să fac eu acolo un zid și până să scot apa din piscina pe care tocmai o formasem, ca să scot scuterul, dar măcar nu s-a stricat de tot. Ok. Hai după airdrop. E bine că avem și unde să depozităm itemele în scuterul ăsta. Era tare dacă puteai să tragi cu arma de pe scuter. De parcă nu e destul de greu câteodată să tragi cu arma, să mai fii și pe scuter. Oricum. Uite pe aici ar trebui să fie. Mamă, cum putem lua pe aici la vale. A, uite, îl văd. Hop. Oh, God. Stai așa, pot să-l opresc cumva? Uite un iepure. Stai. Pot să-i dau off? Unlock. Nu știu ce întreg ca să repar. Cred că o cheie franceză, că pe aia care am avut-o am stricat-o. Mam. Bow schematic compound. Oh. Nu văd prea bine ce e chestia asta, dar hai să o învățăm. Asta mai aveam una. Asta nu mai aveam și la asta pot să dau scrap. Alea să le iau. Știi și un zombie? Hai că în spate nu nimic. Nu mai știu dacă îi puteai omorâ dând cu motocicleta peste ei. Logic ar fi fost să da, dar nu mai știu. Oh god. Să așa, am vreau buta. Shit. Ok, cât pe ce? Nice. Nu o să mai iau clotul ăla. Hai să mai luăm aloe vera, cu toate că avem viață full și nici n-avem nevoie. Da, și ziceam că am aflat și eu că există suc de aloe vera cu pulpă de aloe vera și e foarte bun sucul ăsta. Vreo 6-8 lei o sticlă de 1 litru jumate. Dar e foarte, foarte bun. Ia, n-am fost niciodată pe aici, ziceam că vreau să explorez zona asta. Că parcă am mai fost pe aici, dar n-am apucat să explorez. Hai să-mi pun asta așa. Au, și de fapt asta, dacă avem târnăcopul ăsta, nu mai avem nevoie de la vechi. Așa. Și aveam eu și o lanternă pe undeva, dar... Na. Mamă, cum e peștera asta. Mă, uite, aici aș putea să-mi fac ceva, refugiu. Ia. Dacă minez... Da. Văd că e mai mult nisip pe aici decât piatră. Oh. Cadem. M-am blocat cumva pe aici? Bine, că am frame-urile alea la mine, dar... Hai să constrâng cu frame-uri. Hop. Și acum să mai vină și zombie peste mine, să vină o hoardă întreagă.
Ok, aparent nu prea am avut nimic de explorat pe aici. Ciuperci. Pasăre, cream că e un avion. Ok. Mai să am grijă să nu-mi pierd motorul. Mi-l arată pe hartă motorul, nu? Uite, mi-l arată. Doamne, ce bine că mi-l arată pe hartă. L-aș pierde de fiecare dată când mi-l arăta. Ok. Hai să luăm și asta. Oh, aici era. Uite-l aici. Opa. Nu știu dacă puteam să apăs pe ceva ca să claxonez. Da, să lasă așa, am apăsat din greșeală pe H ca să zbor. Te văd că am dezactivat. Bun. Mă, văd că momentan... Oh, e un zombie acolo. You're over rest. Ok, aparent mi-e cald. A, și nu mă pot uita pe mapă când sunt pe scooter, ok. Dar hai să explorăm zona asta de aici. Hai să mergem în direcția asta. Dăm și peste zombie. Cred că l-am omorât. Cred că i-am dat damage, măcar. Bun. Hai să ne plimbăm prin deșert, să o luăm pe aici, uite, văd niște case pe acolo. Momentan aș dori doar să ies din deșert. Așa că o luăm pe aici. Și putem merge să mai facem trade cu țăranul ăla de acolo, dar nu o să mă duc. Ia uite, zombie motociclist. Du-te mă de aici, nu cred. Mamă, serios, frate? Mi s-a blocat caracterul în zombiul motociclist. Mă rog, hai să-l batem rapid. Headshot. Headshot. Hai să dăm cu bâta. Da, serios, mă? Ok. Mă, știam că puteai să omori zombii dacă dai peste ei. Pare nu se mai aplică regula. Ok, ia, hai să vedem ce level am. 38. Mai trei două levele și voi putea să fac și eu oțel. Să-mi fac un pickaxe mai bun. Un topor mai bun. Și cheie de aia franceză, că momentan nu pot să-mi craftez. Trebuie să găsesc. Uite, hai să lootăm și casa asta. Sunt undetected. Opa. Hai să deschidem aici, să lăsăm ce nu ne trebuie momentan. Asta pot să arunc. Ok, era bine că aveam lanterna. Trebuie să-mi fac neapărat o cască de aia de miner. Să-mi fac una sau dacă voi găsi una. Și abia am ajuns și abia au venit zombii ăștia pe aici. Hop! Mamă, chiar înainte să dea. Nice. Ăla și omoră și pe ăla. Am văzut că e foarte ușor să faci level în jocul ăsta dacă omori zombie. Dacă omori horzi de zombie, faci level up foarte rapid. Bine, și să faci misiuni. Eu acum am o misiune să omor, uite, încă doi screamer zombie. Și am mai luat eu o misiune cu ceva spider zombie. Că înainte știu că găsim mai des de ea, dar acum văd că sunt mai rari. Ne dați, ori nu ne dați, cine e pe aici? Hunted? Oh god! Vreau să zic că e un furnal pe aici, de obicei era în locul ăsta, parcă. God, să ieșim. Hop, one shot. Hop. 2, 3 lovituri, hai mă, mori. Dar nici nu lovesc în cap. A căzut. Headshot. Mamă, tenis. Ia, scrap, scrap. Hai că avem acum la piele. Și asta ce faci, mă? Distruge arhitectura casei. Capul la vedere. Ia, pe aici, la etaj. Hop, nu-i nimeni. Deși poate hainele alea erau bune de mine, mai bune cât ce aveam eu acum pe mine, o să le dau scrap. Ce e asta? Ai, uite, apă. Stai mort. Ok.
O să lootez și casa imediat. Aici vreau să văd ce se află. Nu e niciun zombie, e bine. De obicei mai erau zombie și până mă luau prin surprindere. Ok. Da, hai să verificăm pe aici. Pe conserve. Mă, dacă tot am târnăcopul ăsta care e cât de cât bun, adică cred că are calitate mai joasă decât ce aveam eu înainte, dar e un târnăcop din oțel și târnăcopul care l-aveam înainte era de la... din fier. Normal. Deci presupun că ăsta care l-am acum e mai bun. Da, totuși, a dat norocul pe semne să-l găsesc într-o mașină. Nu știu care erau șansele. Ok, scrap. M-am lutat repede casa, cred. Ia hai să mai mergem în zona asta. Opa. L-am ratat. Încă un airdrop. Ia uite. Avem ce să facem acum. Dacă nu dă airdrop-ul în apă din nou. Chiar în mijlocul lacului să-l dea. Cum face de obicei jocul ăsta. Ok. Unde e mai airdrop? Ia uite-l. Mă, nu e chiar în mijlocul apei, dar... vom merge rapid după. Hai. După el. Ia uite. Mamă, cum răsar zombii ăștia. Zombii ăștia nu răsar din pământ. Doar dormeau și s-au trezit. Puțin ciudat. Ok. Mamă, ia se vrea să fac... ceva. Mă, parcă văd că mă duc prea mult și stric motorul, da? A. Ah. Oh. Nice. Ok. Mai aici se mișcă ciudat. Îmi pare rău dacă vă cam deranjează cum se vede când ești pe motor. Da. Da, cam așa e. Nu știu dacă e de la PC-ul meu, dacă aveam un calculator mai bun făcea la fel sau... deși mai tot timpul a făcut așa și nu doar la mine. Hai să mai reumplem noi pe aici. Ok, aparent îmi trebuie mai multă benzină. Ia. Yeah. Mamă, ce avem pe aici. Scrap. Oh, încă un sniper rifle. Oh, și un SMG barrel. Ok. E bun. Avem un yucca plant. Hai să-l mâncăm. Și hai să verificăm și casa asta, că tot suntem pe aici. Trebuie neapărat o cască de aia de miner. Loc. Hai mă, că nu mai e ușa blocată. Care era mă pe aici? Uite-l. Headshot, ia asta doar la pământ. Mamă, ce avem aici? Mai e cineva pe aici? Place cum au cuzit ăștia pe scări. Au ajuns la parter. Ok, hai că am terminat, dar tot se pot spawna. Ca așa e jocul ăsta, termin de curățat și se mai spawnează câțiva. Ha? The fuck? Hai că ăștia sunt pe aici. Iar hai. Hai că pot să-l iau prin ușă. Dacă mai bagă capul, gata, l-am luat odată. Shit. God damn. Haide. Opa. Hai mă, mori. Gata mă. Blunt weapon is now level 21. Șmecher. Tot levelul ăsta a făcut doar cu arma asta. Șmecher. Ok. Mamă, deci... oh my god, și un pistol. Hai că o să arunc astea.
Dăm aici așa. Opa, asta așa. Vreau să dau un where. Ah, nu, îi dau un scrap. Hai mă, cred că e destul de bun. Cât dă? Cam 160 dă. Iasă așa. 160 în jur de așa. Și, a, l-am lăsat în motocicletă. Vreau să văd care e diferența. Deși sper că ăsta e mai bun. Na, beleaua. Pistol barrel, mă, n-am nevoie. Și asta e de shotgun, nici de la. Ok. Mai să luăm și canapelele alea de la etaj. Și scaunul de director, tot din piele, da. Foarte multe chestii din piele pe aici. Ceea ce e bine. Uite, am touched. O lacă de calitate mai înaltă. Nice. Your skill in athletic level 30. Ok. Oh, uite, pe aici n-am luat. Mamă, meat stew. Take, nu, eat. Ah, o să arunc astea. Și o iau și pasta, pentru că chestia e foarte bună. Cred că e cea mai bună mâncare din tot jocul. Îți reîncarcă și mult din hunger și mai dă și viață în plus. Uite, atât de mult încât mâncarea asta e chiar inutilă și o să o arunc. Opa. Oh, mamă, dude. Stai serios. Toate frigiderele din jocul ăsta aveau compartiment sus și jos. Bă. Ok. Da, bineînțeles că e frigiderul și congelatorul. La frigiderul care l-am eu acasă e frigider jos și sus e o de asta mai mică unde e congelatorul. Și credeam că toată lumea are frigiderul așa, dar aparent nu. Unii au congelatorul jos. Foarte multă lume. Eu am congelatorul sus. Mă rog. Hai că am lootat casa asta. Ce aștept eu să mai fac? Hai să-mi iau motocicleta și să pun lacul ăla mai bun pe el. Nu că ar conta foarte mult, dar poate contează cine știe, ia să vedem. Da, mă, uite, are durabilitate mai mare. Și quality. Plus 6. Scrap. Ia o să iau pistolul și gloanțele în caz de ceva. Că cine știe, na. Leather. Aloe vera. Pietre. Oricum o să... Shit, nu cred. Ok. Hop. Și cât de rapid am omorât-o. Ok, mi-a dat puțin damage, nu contează, nu m-a infectat. Ce să mai las? Berea, mâncarea aia. Asta ar trebui să lase aici, ia stați. Așa. Ok. Păi cred că o să încheie episodul. Uite, pe aici nu prea mai am... Mamă, ce hoardă! Dude! Ok, o să termin episodul după ce anihilez hoarda. Pentru că s-a atât de bun la jocul ăsta, am arma asta foarte bună. Și o să-i anihilez pe toți. Ok. Chiar când vreau și eu să termin episodul. Uite, au mai rămas 2. Ce level am? 40, mamă. Păi, acum o să pot să fac unelte din oțel. Nu mai am... drink. Mamă, la fix. Ok.
Și chiar o să am nevoie de... Era să zic de arcuri, de săgeți cu capete din oțel. Deci de asta chiar am nevoie. Mă, o să nu distrugă motocicleta aia, minibike-ul. Că nu știu sigur pe unde e. Mamă, nu, lasă că tot asta e mai bună. Hop, hop. Eu vreau să-i iau repede ca să-i lutez. Că vor dispărea. Sunt și mulți. Opa. Ok. Fresh-uri. Gata? Da. Ok. A, da, și o să fac level up și după ce-i lutez, că na, primesc experiență pentru... Am tot timpul uit cum se pronunță. Scavenging. Scavenge. Scavenge. Ceva de genul. Tot timpul uit cum se pronunță. Mă rog. Și nici traducerea în română nu știu. Pentru lutare. Na, îi lutăm pe ăștia și facem experiență. Pe looting. Ok. Așa, mamă, dar hai că i-am bătut bine pe tipii ăștia. Că nu-i problemă de război. Un singur om versus atâția zombie. Mă, așa au fost chiar toți. Ia uite, mai unul acolo, în depărtare. Nu mă aștept să-l nimerez de aici, dar... Tragem și noi așa la mișto. Fii atent, vine spre mine? Direcția opusă. Ha? Na, nu. Ok. Păi bine atunci, dar cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați butonul de like. Să dați un share acest videoclip ca să fie văzut de cât mai multă lume. Și noi ne vom revedea data viitoare. Bye bye.